Am revenit la o discuție juridică foarte interesantă despre infracțiuni de corupție. Am discutat despre luarea și darea de mită și acum discutăm despre traficul de influență și cumpărarea de influență exact pe cealaltă parte. Cristofor, ce este traficul de influență? Pentru că multe persoane îl confundă cu tot felul de alte infracțiuni de serviciu sau de corupție. Ce înseamnă de facto atunci când cineva își trafichează influența? Este o infracțiune destul de interesantă din punctul meu de vedere, pentru că presupune un raport format din trei persoane. Există cumpărătorul de influență, există traficantul de influență și în cele din urmă funcționarul public sau privat. Infracțiunea de trafic de influență îl privește strict pe traficantul de influență, din persoana aflată în mijlocul acestui raport. Această persoană pretinde că are influență, poate fi una reală, deci influența poate fi una reală sau una presupusă, față de funcționarul public. Practic, și în această ipoteză se aduce atingere imaginii funcționarilor. Deci în raportul ăsta pe care l-ai explicat acum, funcționarul public nu participă la această chestiune, este posibil chiar să nu știe, însă traficantul își traficează pretensa influență către acesta. Spune. Corect. Și tocmai de aceea traficul de influență poate fi comis de către orice altă persoană. De către orice persoană. Deci fiecare persoană poate comite traficul de influență. Să luăm un exemplu. Să zicem că o persoană spune că are o influență față de un magistrat. Și astfel va putea rezolva situația unei persoane care a comis o infracțiune sau o contravenție sau chiar, de ce nu, un delict civil. Deci, practic, acest trafic de influență arată cam așa. Dă-mi o sumă de bani, de exemplu, iar eu, în baza influenței pe care o am asupra persoanei X, care este funcționar public, intervin și interferez cu actul de justiție sau ce act o fi vorba acolo, nu? Da, și ați menționat că este necesar ca traficantul de influență să solicite o sumă de bani. Vorbim atât despre o sumă de bani cât și de alte foloase. Deci foloasele pot fi și de natură sexuală. Spre deosebire de infracțiunile despre care am discutat. Corect. Și de asemenea, ar trebui să nuanțăm faptul că din moment ce nu sunt pretinse alte asemenea foloase, nu se va comite infracțiunea de trafic de influență. Eventual, vom putea discuta despre o altă infracțiune, aceasta fiind reglementată de articolul 244 din Codul Penal, adică de infracțiunea de înșelăciune. Ca să fac o paranteză sau să fie totul mai clar, din moment ce nu sunt întrunite toate elementele constitutive, toate elementele necesare pentru a fi în prezența traficului de influență, totuși se va putea comite o altă infracțiune, aceasta fiind înșelăciunea. Deci, de exemplu, dacă făptuitorul trafichează o influență pe care nu are și n-a avut-o niciodată, el practic comite infracțiunea de înșelăciune față de persoana pretinsă a fi cumpărător de influență, nu? Da, cu siguranță că da. Sau în situația în care traficantul susține că are o influență reală sau pretinsă față de un funcționar, dar acel funcționar, să zicem că nici nu există. Sau în situația în care funcționarul nu este determinat sau determinabil. Dar totuși obține acele avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale. Deci chiar și dacă împrejurările în care făptuitorul trafichează influența sunt fictive, această conduită tot are niște valențe infracționale, doar că nu pe tărâmul traficului de influență, ci înșelăciune. Da, într-adevăr. Deci iată că toate acele discuții oculte pe care le știm cu toții, lasă că intervin eu, lasă că am să vorbesc eu, clar sunt infracționale fără nicio putință de tăgadă. Cu siguranță că da. Și pe partea cealaltă, în raportul de care ziceai, se află persoana care cumpără influență. Ce trebuie să facă acesta ca să răspundă penal? Trebuie să solicite, să ofere bani, să... Nu știu, ne poți explica cu cumpărarea de influență cum stă treaba?
Cumpărătorul de influență este acea persoană care promite, care oferă sau dă bani traficantului de influență. Deci există între ei o relație indisolubilă. Și cumpărătorul de influență este cel care dorește să obțină în final adevăratul beneficiu, adică conduita funcționarului public sau privat pe care o dorește acesta. Am înțeles, dar are relevanță cine ia inițiativa sau cum se negociază această influență, cine propune, cine, dacă solicită traficantul sau dacă oferă cumpărătorul? Nu are o relevanță, deși dacă vom nuanța discuția, vom observa că totuși ar putea avea o mică relevanță. Dar, ca și regulă, nu contează dacă inițiativa provine de la traficantul de influență sau de la cumpărătorul de influență. Exact ca și ipoteza luării sau dării de mită. Nu contează dacă cel care solicită primul, cel care are inițiativa, este mituitul sau mituitorul. Așa și în această ipoteză. Fie că traficantul este cel care vine și creează conduita infracțională, fie cumpărătorul de influență. Spuneam despre discuția că uneori totuși ar avea o mică relevanță. Vorbim despre o excepție. Ipoteza în care cumpărătorul de influență este cel care inițiază conduita infracțională. În această situație nu se va putea reține infracțiunea de înșelăciune, pentru că tocmai el este cel care are o rea credință și solicită traficantului de influență, care poate fi rea credință și acesta, și beneficia, să zic, de prostia cumpărătorului de influență, astfel adunând un ban sau obținând orice alt bun. Spuneam că în această situație cumpărătorul de influență nu este un subiect pasiv, nu este victima infracțiunii de înșelăciune. Nu a fost înșelat, practic, corect, pentru că de bunăvoie s-a băgat în acest... Corect, pentru că o condiție cumulativă a infracțiunii de înșelăciune este buna credință a victimei. Și în această situație, el nu o are. Nu avem această condiție. De cele mai multe ori, traficul de influență nu are loc doar între două persoane. De cele mai multe ori se discută cu cineva, care iar discută cu cineva și într-un final se ajunge la traficantul de influență și la funcționarul public. Toate aceste persoane care contribuie la acest lanț infracțional sunt generic denumiți intermediari. Care este soarta lor juridică? Răspund penal? Beneficiază de o cauză de nepedepsire? Nu știu. Să știți că este o problemă destul de interesantă în ceea ce privește traficul în lanț. Și voi da un exemplu pentru a fi mult mai bine înțeles. Să zicem că eu, ca și cumpărător de influență sau oricare altă persoană, se adresează unei persoane denumită X. X, la rândul său, zice: nu cunosc și nu am o relație atât de strânsă cu funcționarul public sau privat, dar, uite, la rândul meu, îl cunosc pe Y, care... acesta cam are o relație destul de bună sau chiar este soția funcționarului public sau privat. Și astfel am putea să influențăm decizia finală a funcționarului public sau privat. În această ipoteză, deși codul penal nu oferă o soluție nemijlocită, totuși s-ar putea considera că vor răspunde penal atât X cât și Y, adică atât primul traficant de influență, cât și al doilea. Dar în doctrină s-a exprimat opinia că vor răspunde penal atât X cât și Y dacă există o legătură foarte, foarte apropiată de funcționarul public. Și dacă nu există această legătură, soluția care ar fi? Și dacă nu există această legătură, nu se va putea reține infracțiunea de trafic de influență, pentru că am... blungi atât de mult firul infracțional, încât ar fi destul de inoportun pentru a fi sancționați penal fiecare dintre ei în parte. Și practic nu ar mai putea fi dovedit acea chestiune de esență a traficului de influență, această legătură. Bun, dar în exemplul tău, cu mai mulți intermediari, acești intermediari răspund ca și cum au ajutat cumpărătorul de influență, ca și cum au ajutat traficantul de influență, cum,
Cum se face această distinție? Într-adevăr, această discuție o putem purta și la infracțiunea de luare de mită, dare de mită, cât și la trafic și cumpărare de influență. Este ipoteza în care un complice, așa va fi calificat juridic, spre exemplu, duce banii la funcționarul public sau solicită funcționarului public o anumită conduită ilegală. În această ipoteză, practica judiciară se plează pe punctul de vedere că pe cel care l-ai ajutat, de facto, vei fi complice la respectiva infracțiune. Să zic, în ipoteza în care ești oprit în trafic de către un polițist și nu remiți suma de bani în acel moment, totuși zici că ți voi da prin intermediul unei persoane la locul X la data D. Acea persoană va fi complice material la infracțiunea de dare de mită și nu la infracțiunea de luare de mită, pentru că cel care este ajutat este autorul la infracțiunea de dare de mită. Deci și aici au existat discuții dacă s-ar putea reține atât complicitatea față de infracțiunea de dare de mită cât și de luare de mită, ar fi cam mult să reții un concurs de infracțiune pentru ar fi complice. O dublă sancționare, practic. Corect. Ar fi încălcat și principiul ne bis in idem și tocmai de aceea va fi complice la infracțiunea de dare de mită. Deci, pentru a fi mult mai înțeles, vei fi complice pe cel pe care îl ajuți. Atât în ipoteza dării sau luării de mită, discuția se aplică în concret și la traficul sau cumpărarea de influență. Deci, intermediarul, chiar și în ipoteza în care intermediarul îi cunoaște pe ambii, și pe cumpărător și pe traficantul de influență, raportarea se face la persoana pe care a încercat să o ajute, practic. Și nu se poate reține sub nicio formă amândoi simultan, pentru că vorba ta s-ar încălca niște principii, corect? Da, da. Am înțeles. Foarte, foarte interesante discuțiile despre infracțiunile de corupție, în special acestea privind pe intermediar, pentru că ne putem găsi poate într-o ipoteză în care suntem rugați, uite, nu vrei să îmi transmiți un mesaj sau să duci această sumă de bani pentru mine, tu n-ai nicio idee, dar poate chiar ești intermediar pentru un trafic de influență. Sigur, dacă chiar nu cunoști nicio împrejurare, intervine eroarea și sigur nu răspunzi penal. Eu îți mulțumesc, Cristofor, pentru toate explicațiile de astăzi. Sper că este mult mai clar când și în ce condiții se comit infracțiunile de corupție și cu mare drag sper să ne vedem și într-o ediție viitoare în care discutăm subiecte cel puțin la fel de interesante. Vă mulțumesc și eu. O seară plăcută vă doresc să aveți. Noi ne vedem în ediția următoare cu subiecte la fel de interesante ca și până acum și din materia dreptului civil și din materia dreptului penal. Ne vedem în ediția următoare. We'll be right back.